Salutare, bă, băi, și bine ați venit la un nou episod din Norton Light. Bun, după cum știți, suntem în ziua 14-a, rătăcitor, pune și aici. Distanța parcursă avem 24 de kilometri, afecțiuni tratate avem 6, itemuri create 10 și animale vânate 0. Deci noi n-am vânat animale, pentru că, cum știți, animale nu m-am dus să vânesc, pentru că aveam... I-am dat multe conserve la astea, am găsit multă mâncare și cum găsesc multă mâncare, n-are rost să mă duc să vânesc. Bun, deci avem găsite, ne mai trebuie două obiecte de găsit, ne mai trebuie, nu știu, iară văd că acum iară face, nu mi-apare acolo, dar cred că odată ce ies din casă, mi-apare ce trebuie să găsim. Noi nu suntem aici la, am venit la port, eu de la port vreau să mă duc în partea asta, vreau să ajung pe aici sus, să vedem, poate găsim ceva mașini și după aia să mă duc iară prin zonele astea, să mai căutăm piesele ce ne trebuie la... La barcă, după cum știți, ne trebuie piesele astea pentru a putea scăpa de pe insula asta. Bun. Deci, cum spuneam, stai așa să vedem cum stă băiatul meu cu mâncarea și cu toate astea. Cu mâncarea stă cam nașpa. Aia să găsim ceva de mâncare pe aici. Și cu apa iară stă cam nașpa. Tenii de orez. Deci este un suc. Deci mâncare pot să-i dau pentru că am... Uite, am să-i dau acum. Dar nu știu cum stă. Stai și cu căldura, cum stă băiatul. Ah, e cam fric. Stai așa, să prindem focul puțin prima dată, să ne încălzim. Îmi bag note de astea, uite așa. Le dăm foc. Avem OBS la brichete. Și chibrite avem o grămadă, dar și brichete și... Bun. Până când stă băiatul meu aici lângă foc? 6 de grade. Îi dăm să mănânce. Uite, acum deja au început să-mi apare alea, nu? Evacuare, injectoare, 1. A, dar nu, dar stai că îmi trebuie, că știu că trebuie o baterie și nu mai știu ce. Da, stai că trebuie să vedem ce. Eu am găsit, normal, am găsit două injectoare, de-aia mi-apare două injectoare acolo. Bun, hai să-i dăm o conservă, o supă de pui de asta. Și-i dăm de asta de mere. Ucidru. Bun, cred că acum, băiatul meu, e bine și cu asta și cu toate. Cât e ceasul? E 5. Se încălzește, nu? Cred că da. Bun, dacă mă dăm mai încoace, cred că și aici ea. Trebuie să luăm asta. Cred că încă se mai încălzește băiatul meu, vreau să-l încălzesc și să plec. Vreau să o iau pe partea asta, bă, băieți, pe aici, uite așa. Luăm în sus. Să găsim și locurile astea, poate găsim ceva. Și să vedem dacă avem noroc, uite aici e un pot să trecem. Să mai găsim ceva mașini și să luăm, mi se pare că trebuie o baterie, dacă nu mă înșel. Și placa electrică. Cred că primele de sus, bateria și placa electrică. Cred că astea, trebuie să ne uităm să vedem. Nu uitați să vă dați butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o. Pentru cât mai multe episoade pe canal. Oricum o să vedeți o grămadă de jocuri pe canalul ăsta. Bun. Deci stai să văd prima dată. Deci suntem pe full. Cred că afară am... Ba nu. Nu, am crezut că e... O venit furtună de asta de... Dar bate vântul, nu Bun. Hai să mergem în, aici la barcă. Vreau să mă duc să văd, să fiu sigur care sunt piesele ce am nevoie. Deci piesele de care am nevoie noi. Acum că noi motorul avem aici normal, uite aici. Avem nevoie așa. Avem nevoie de o baterie. Păi, dar de ce nu mi-a rămas astea aici? Le-am pus astea aici, de ce nu mi-au rămas toate aici? Ia stai să vedem aici ce e. Aici e bateria. Pentru că nu le am. Pentru că eu le-am pus alea normal aici, ar trebui să se încarce, nu? Găsește piesele necesare. Păi să nu spui că nu mi le lași acum, odată ce le-am găsit, pentru că le-am găsit alea și le-am montat. Spune mie că nu le-am găsit. Eu vreau să mă duc auto, baterie și o placă electrică. Am să o iau în partea aia cu ăsta. O să mergem, cred că în partea aia. Zlomobilul. Mă duc, cred că în partea aia. Stai așa. Cred că pe aici nu-i bine. Stai așa, stai așa, stai. Sper că pe aici mă dă încolo. Știi cum zic? Vreau să mă duc pe lângă ăsta.
Să văd dacă mă duc bine, ia stai să mergem bine. Să mă îndepărtez puțin de acolo. Sper să-mi fi salvat alea, pentru că eu am găsit și le-am și montat. Da, mă duc bine. Eu le-am montat piesele alea, am montat și piesa de evacuare și injectorul și piesa de admisie. Alea sunt montate, ar trebui normal să fie montate. Acolo mele arată montate, dar nu știu de ce. Știu că și înainte, la un episod anterior, tot așa mi-a arătat că ne-am găsit nu știu ce, dar eu le-am găsite și după un timp mi-au apărut acolo. Jocul are ceva eroare, nu știu ce să vă spun. Am să încerc să mă duc pe partea asta să caut bateria și tot ce îmi trebuie. Să merg la punctele alea unde n-am fost. Poate găsim acolo ceva. Ce să zic, nu știu, o să vedem acum. După aia mă întorc chiar la barcă aici. Ce să facem, ne întoarcem iară. O luăm pe aici, să nu mai ocolesc, nu de alta. Uite, vreau să ajung direct acolo la semnul acela și sunt sigur că e un de la de pescari. Și acolo sus parcă era altceva, nu mai știu exact ce era. Eu de aici am venit normal, da. Eu vreau să mă duc în partea asta. Eu în partea asta cred că o să găsesc ceva pe aici. Era și hambarul acolo unde n-am intrat. Era și multe chestii unde eu n-am fost și mai trebuie explorate, sunt sigur. Ia sunt și pe aici. Unde era ăla? Uite la aici. Asta e asta de pescuit că am fost. Bun, acum o luăm pe aici. Încet, aticule, încet. Deci aici am fost. Acum urc în sus. Deci aici am fost. Am să urc în sus pe aici. Aici era... Ce era aici oare? Nu mai știu ce am găsit aici. Aia de la armată? Ceva de gen... Nu, tancul... Nu. Baza militară acolo am găsit... am găsit harta. Era altceva, cred că, în zona asta. Stai să vedem ce, că nu mai știu. Și dacă de aici mă duc în sus și eu tot în față... Sper că urcă ăsta pe aici, pe unde vreau eu. Că eu vreau să mă duc cu snowmobilul cam pe unde nu se poate circula, înțelegi? Ia uite. Bine, pe jos aș putea să mă duc pe aici. Acum nu știu cu snowmobilul dacă merge, dar cred că merge. De ce să nu meargă? Nu? Ia, urcă el mai încet așa. Da, merge. Ia uite. A, aici e asta, bun. Deci ca să le știu pe toate, deci asta, aici nu e nimica. Aici am căutat. Și aici nu este nici hartă, că m-am uitat. Și acum mai am una care e în partea cealaltă, încolo. Problema e că aici e apa și prin apă eu nu pot să intru. Asta este problema, înțelegi? Deci trebuie să o iau încolo. Ar veni în față, în partea aia. Pentru că în partea asta nu e nimic. Deci să mă duc să ajung pe partea aia și eu tot drept. Bun, hai să dăm tura. Oi, cam nașpa cu benzina, bă, băieți. Ia uite câtă benzină mai am. Puțină benzină. Ui, ce s-a întors ăsta. Trebuie să alimentăm. Trebuie să mă să mai caut benzină. Au, dar nu pot să trec aici, așa-i? Cred că da. Nu mă lasă să trec aici. Deci va trebui să o iau. Tot pe aici. Deci o lăm pe aici, fiți atenți cum facem. Și o iau pe partea cealaltă, mergem. Aoleu, să nu se bagi în apă și în apă s-o băgat. Iau în față și iau pe partea aia, știi, să ajungă. Pentru că în partea asta se pare că nu pot. Deci stai așa, o lăm pe aici. Luăm pe marginea asta alaltă. Am vrut să mă duc pe marginea cealaltă, știi? Dar o iau pe aici, nu este o problemă asta. Asta să fie problema, că ne ajungem noi în partea aia, ajungem. Numai că o să se fac, să întune... Iar m-am băgat în apă. Dă-i în spate, bă, băiatule, hai dă-i încolo. Vreau să iau în partea aia, să ajung în partea aia și de acolo să iau în sus, înțelegi? Mă să văd când sunt aproape de ăla. Să fiu, că trebuie să fiu drept cu căsuțele alea. Așa ajung eu acolo. Haide că merge. Așa. O, și aici este apă. Oh, shit. Bă, băiatule, dar numai apă găsește aici. Băi, dar trebuie să fie un pod, bă. Eu zic că trebuie să fie un pod, bă, băieți, aici. Aici trebuie să găsim un pod. Ia să vedem. Păi, dar n-ai cum, trebuie să ajung în partea aia într-un mod
Trebuie să fie un mod de a ajunge în partea cealaltă. Uite-l mă podul, vezi? Ziceam eu că este pod aici. Păi când zic este, nu? Uite-l aici. Uite mă podul, mă băieți, mă. Haide, bă, ce faci? Bă, dar ce mână, când are prea multe bug-uri încă jocul și se blochează mult. Eu sunt curios să văd dacă mai recunoaște alea ce le-am găsit, că dacă nu mai recunoaște nici alea ce le-am găsit, păi atunci să vezi ce... cum las eu jocul și... lăsăm seria cu Norton Lake-ul ăsta, pentru că nu se poate așa să găsesc piesele și după aia să spune că nu le-am găsit, înțelegi? Uite o vulpe pe aici, a? Ai eu ce urât o făcut? Săraca vulpe, m-am urcat pe ea. Bun, hai să vedem aici în față ce este. Aici în față zice că este ceva. Eu iau cam bine eu, nu? O fi pe aici pe sus? Unde sunt? Aici în sus se spune că e ceva, nu aici în față. O fi o peșteră ceva pe aici? A, nu, uite asta de aici. Am găsit. Ce-i asta? Mina, nu? Sau ce-i asta? Da, e mina. Păi și la mine aici am fost și n-am găsit aici. N-am găsit nimic la mine astăzi. Cineva spunea că de la mine, țin minte că zicea cineva în nord. Deci în nord. Deci ar veni pe aici. Bun, hai să mergem în nord. Zicea cineva că de la mine de aici, în nord, trebuie să fie o... găsim ceva unde găsim o hartă. Știu că zicea cineva într-un video mai de mult, așa. Mergem bine. Pentru să iau mai așa puțin. Să găsim ceva pe aici. Ia stai să vedem. Poate are dreptate și găsim și bucata asta de hartă, că aș vrea și pe asta de aici, dacă tot am plecat. Stau rău cu benzina, dar băgăm noi benzină, că avem benzină. Numai trebuie să arunc din... am prea multe cu mine, dar nu pot să o iau bidonul de acolo și să încarc, știi? Cea undeva prin nord. Deci noi acum am luat-o bine, nu? Da. Mă trebuie să găsim... deci cred că e un fel de... un punct de la de observare. De am mai găsit eu un punct de la de observare. Eu sunt chiar pe munte aici. Și a rămas blocat. Hai să luăm acum să vedem. Pleacă de aici, pleacă, nu? Wow, cât am sărit cu el acum. Să vedem, este ceva pe acolo, nu? A, uite, acolo văd ceva. A, mi s-o părut, nu era nimic acolo, asta e. Ha, era sigur că rămâne blocat aici pentru că era prea... o coborât prea dintr-o dată, știi? Bun, unde am ajuns? Stați așa să vedem. Vreun drum, ceva, uite aici este un drum. Bun, hai să o luăm pe drumul ăsta să vedem, ia stai așa. Dacă mă duc pe aici... unde mă duce ea? În spate, cred că mă duc acolo, dar pe aici unde mă duc ea? Nu știu unde mă duce pe aici, ia să-ți vedem. Cred că pe aici n-am fost eu. Și dacă am fost, trebuie să găsesc ceva în care să găsesc harta aia. Găsesc vreo casă, ceva. Nu știu sigur dacă am fost prin zona asta, dar nu cred că am fost prin zona asta, nu? Că am fost cam peste tot, numai că n-am găsit o harta, dar eu cred că am fost cam peste tot.
Să găsesc piesele alea necesare, eu le-am găsit cam toate. Îmi trebuia încă două obiecte. Păi, dar nu știu de ce nu mi-apar. Și am dat la motor acolo și nu mi-apăreau toate. Nu știu de ce nu mi-apăreau. Vezi, eu pe aici am fost. Dacă stai să te uiți, eu am deja ajuns pe partea cealaltă, pe harta cealaltă, unde am descoperit-o. Vezi, deja trec aici. Și e ceea ce eu nu vreau. Ia stai așa, deci să ne întoarcem înapoi. Trebuie să mergem în partea asta atunci. Nu știu în ce parte trebuie să o iau. În ce parte găsesc eu aia. Hai că se vede aici cerul frumos. Bă, dar pe aici, hai să vedem pe aici așa. Nu văd nimic pe aici. Ar trebui să-mi apară ceva, că trebuie să descoper ceva prin zonă, da? Vezi că nu văd nimic. Nu mi apare un... o casă, ceva, să-mi dea ceva, înțelegi, dar nu... Nimic, nimic? Era așa? De acolo nu este nimic. Din partea asta am venit, eu am sărit tot toți munții ăștia, unde am ajuns pe aici. Aici pe drumul s-ar putea să-mi dea un drum la dreapta, ceva, să-mi dea un indicator, ceva, să-mi zică ceva. Vezi că nu-ți dă nimic, aici îți dă un drum drept în care treci toată asta și ajungi direct la... în partea asta aici, unui garaj ăsta sau ce e aici. Dar nu-ți dă ceva să zici, bă, o iau în dreapta, înțelegi? Aici trebuie să fie o bucată de hartă care nu găsesc, nu știu unde e. Aici este ceva. Garajul ăla. Dar mă duc la garaj, dar drumul ăsta mă duce direct acolo? Ia stai să vedem. Poate îmi dă aici vreun semn ceva. Deci nu-mi dă. Mai în față, hai să vedem mai în față. Aici mai în față, da. Bun, aici am un semn. În dreapta. Încolo-s case și... încolo-i mina. Deci încolo-s case, dar ce case? Casele astea... din culac, s-ar putea să fie casele alea. Dar eu acolo am fost, asta este problema. Haide-mă că a rămas asta aici blocat, mă. Uleu, fie de cum a luat-o. Nu stă cu benzină, cam pe nașpa. Mă rog că aici era și un depozit de benzină. Să vă benzină și de aici. Nu plu iară o canistră de aia să avem cu noi. În față, unde mă trimite? Unde mă duce în față? La aia de pescuit. Nu știu ce să fac, să dau tura, toată tura iară la tot ăsta, să căutăm piesele. Uite aici benzina. Știu că aici am fost și am găsit și piesă de mașină. Bă, am plecat, n-am găsit-o aici o piesă, că ziceam că aici e atelierul ăla, da. Era o mașină aici, uite asta. Vezi? Piese de admisie. Problema e că... acum am găsit cam tot. Eu le-am găsit astea, nu știu de ce nu mi le salvează. Înțelegi? Nu știu de ce nu mi le salvează, pentru că am găsit toate piesele astea, normal. Trebuie să iau de aici. Pic de gloanțe avem, bă, băiatule. Am să pun astea aici, așa. Ia-ne așa. Pot să pun canistra. Pe acelea luăm, nu iară, că n-avem ce face. Văd că acum îmi intră canistra aia, nu? Da, și încă prea mult am. Benzină, ia.
Hai să băgăm benzină aici. Bun, hai să luăm benzină acum de aici. Am umplut-o, nu? Bun. Hai să o punem la loc. Așa, așa cum să adun toate astea pe jos. O să iau în partea aia eu. Păi uite, acum nu mai mi-trag gloanțele. Am făcut în așa fel de nu mai mi-trag. Păi stai așa, uite, de exemplu asta. Am ce face cu ea? Am una, păi nu țin două. Bun. Suntem pe full. Hai să plecăm de aici. Aici am găsit asta, dar eu nu vreau, ia să vedem, deci o luăm în față, o iau în față. Mă duc acolo la aia, pentru că eu aici, în partea asta, știu că erau multe mașini și... Atunci cred că nu dădea opțiunea să... Am dădea să deschid, dar nu o luam eu. Cred că am și-am văzut baterie pe la o mașină în partea aia. Dacă le iau toate așa la rând din partea asta și până în partea aia, căutăm în toate părțile pe aici. Problema este că mie, uite, acum nu mi s-a salvat. În episodul anterior am avut piesa de admisie, am avut injector, am avut piesa de evacuare. Trei am avut. N-am avut bateria și n-am avut placa electrică, dar restul toate le-am avut. Și nu detectează cum că le am. Deci nu știu dacă trebuia să le pun pe motor. Eu le-am pus pe motor, am zis, bă, le pun alea pe motor și după ce începem o nouă partidă, mă duc și caut următoarele. Dar de unde, mă? Uite, vezi, se pare că nu... A, să încerc să mă duc pe aici și să le găsesc toate, dacă le-ați găsit toate pe la mașini. După aia să mă duc la barca aia, nu? Dacă reușim. Nu știu ce să zic, că sunt multe. Și... Uite-te, mă, cum se întoarce. Se întoarce și asta. Astea la mașini le găsește, așa că mie nu mi-ar trebui neapărat să caut toată harta din joc. Pentru că... Bine, ar fi bun într-un fel să o ai toată, așa ai știi pe unde sunt punctele și zonele și toate. Dar într-un fel nu mă ajută cu nimic acum, pentru că am majoritatea hărții, o am. Așa că nu mă ajută mare lucru acum, ultima oară. E bine să o ai, dacă o găsesc pe parcursul jocului, o iau, dacă nu, luăm numai piesele, bă, băieți, și mergem, încercăm să plecăm cu barca de aici, după cum știți, numai aia singura șansă să plecăm de pe insulă, e barca. Asta începe acum el să se întoarcă aici, motorul ăsta, că se întoarce el așa în toate direcțiile. Deci nu ai ce să-i faci, nu ai, pur și simplu nu ai ce să-i faci. Ia să vedem ce e aici. O față e un sat și spate ăla și aici ce mai e? Aici ce e? Ăla de pescuit și în față e un sat. Deci stai așa, ce sat e în față? Noi suntem aici... Cred că ăla de acolo. Ia stai să mergem până la asta de pescuit, pentru că e aici aproape. Nu știu dacă sunt mașini aici, sau numai mașini de-astea. Hai să vedem că nu mai știu. Bărci. Așa, nu este nicio mașină, nu văd nimica. Nu știu cum stă asta cu frigul și cu foamea și cu toate astea, e cam fri la băiatul meu. Aici nu văd nimica. Îmi trebuia... Nu știu ce să fac, să-l pun puțin să doarmă. Să ce-i? Ac de pescuit nu-mi trebuie, că am. Aici de mâncare ceva nu are. Ia să vedem, să facem un puțin foc aici. Așa. Dăm foc. Să ne încălzim puțin, nu, dar dacă e frig la băiatul ăsta. Dacă îl pun puțin în pat așa, e și obosit băiatul și dacă e obosit nu putem să mergem așa cu el obosit. Cam atâta. E 4, e 5 dimineața. Hai că ar trebui să facă de ziua imediat. Încă nu s-a făcut, dar aproape. Bine, bă, băieți, cred că lăsăm aici. Am și salvat și continuăm următorul episod să mergem să vedem unde găsim și noi următoarea. Vreau să mă duc în satul ăsta.
O să mergem până în satul ăsta să vedem ce găsim prima dată. Hai să mergem până în satul ăsta și după aceea terminăm noi episodul. E mult mai bine, nu? Poate găsesc acolo, uite, sunt căzit să stau puțin, dar nu prea. Bun, hai să urcăm pe snowmobil. Aici aveai casele, dar nu aveai. Aici nu erau... nu erau mașini, nu? Hai să văd, la casele astea două nu m-am uitat, dar nu cred că erau mașini, numai astea două. Aici nu era nimica. Nu erau mașini. Mă duc în satul ăla să văd, poate avem noroc în satul ăla să găsim ceva. A, să fac chiar turul la hartă, tot turul. Pentru piesele astea. Știu că acolo erau mașini și pe partea asta, nu, aici era în dreapta, nu? Satul, da. Avem ceva de mers până satul ăsta. Știu că e cam departe, dar odată ce ajungem la el, bă, băieți, poate găsim acolo ceva la mașinile alea. Și nu știu, eu nu sunt sigur, dar cred că am văzut, nu sunt 100%, dar cred că am văzut baterie la o mașină din satul, cred că ăsta. Aoleu, dar ce cu drumul ăsta? Păi s-a stricat drumul. Unde-i drumul? Trebuie să o iau pe aici, normal. Aici mi-arată. Pe lângă râu. Problema că nu mai este drum acolo, ați văzut? Deci drumul s-a terminat acolo. O, încet, 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 încet. Nu te duce în apă. Și aici e și un râu. Trebuie să fie un pod mai sus, da. Dar nu vreau să mă duc la pod, vreau să mă duc la satul ăla. Ia stai așa. Deci trebuie să iau tot în față. Deci aici s-a terminat drumul. Deci nici nu mai știam că... Dar eu, noi am fost pe aici, prin partea asta, dar nu mai știam. Deci s-a terminat drumul ăsta. Dar să-mi dea și mie un drum ceva. Băi, da, aici n-au făcut un drum, n-au făcut nimic, îți dai seama. Sau poate este un drum mai încolo și eu zic că nu este, da. Trebuie să fie aici, nu? Zic și eu. Ia. Uite-mă drumul. Vezi? Am zis că nu este drum. Și eu mă duc pe margine, pe acolo. Bun. Asta cred că mă duce direct în sat. Drumul ăsta. Ar trebui să mă duc în sat. Nu cred că mă duce aici la... la podul ăla. Wow, wow, ce... ce ăsta merge, ce greu merge, bă. Bă, băieți. Nu cred că am ajuns în zonele unde am fost eu de am început jocul. Așa de... Nu, dar pare așa de mult cu zonele alea. Seamănă mult. Ia stai să vedem. Deci pe aici, nu, ăsta ce e? Cerb, ce e ăsta? Un ren. Bun, aici e casele astea, aici sunt. Și aici și-mi spune încolo, așa. Și în spate este ăla de pescuit. Bun. Aici știu că sunt mașini. O să las motorul acolo. Motorul, snowmobilul ăla. Uite, deja am văzut una. Numai una era. Nu cred că era una, erau mai multe, nu? Uite, bateria, am luat bateria. Deci bateria am luat-o, bă, băieți. Bateria care eu nu găseam. Uite, am găsit bateria. Deci avem bateria, avem injectoare și avem și piesă de admise. Ceea ce noi l-am avut. Mie mă întrebea numai... baterie și placă electrică, care nu le-am găsit, dar restul toate le-am avut, deci mașina aia am găsit acolo. Știam că partea asta aia trebuie să fie ceva, cum am spus, dar trebuie să mai găsim, nu știu, nu găsesc piesa electrică aia. Aici e snowmobilul, aici e o casă, o să rămân eu aici într-o casă de asta, am să salvez aici, să vedem dacă rămâne salvatul aici unde sunt acum. Dacă rămân obiectele, piesele ce le-am găsit. Pentru că asta mă interesează cel mult, să rămână piesele astea. Ce nu este ce mașină la biserica asta, că nu mai știu.
Este un urs pe acolo care ăla o să-mi dea de furcă dacă mă duc la el. Deci așa. Eu am să plec de aici, mă duc în partea, am să trec râu. Mă duc la fermă asta, trebuie să fie o mașină. Pe aici ar trebui să fie o mașină ceva, sunt sigur că trebuie să fie în partea aia. Și eu din partea asta, dacă ajung pe la fermă, o să mă întorc chiar prin zonele astea și o să mă întorc jos cumva. Nu știu cum o să fac, o să văd. Dar vreau să găsesc toate piesele, vă băiesc, că trebuie piesele alea neapărat. Am să intru într-o casă de asta, să salvez aici. Nu știu în care, în asta, în aia, acolo am fost. Uite, mă duc în asta. Da, e gol, într-una din ele. Mergem aici, uite, salvăm aici și gata. Așa îl încălză și pe băiatul meu. Îi punem o țăr de foc aici. Pentru că e frig la băiatul meu și își sărăcește. După aia trebuie antibiotice. Avem antibiotic, dar nu-i problemă, ia uite. Bun, bă, băieți, păi lăsăm aici. O să încerc. Deci o să încerc. Hai să și salvez. Să plec de aici. În episodul ce o să urmeze. Deci o să încerc să plec cu piesele ce le am. Să mă duc prin părțile astea. Deci sunt sigur că trebuie să mai găsesc ceva. Aici nu mai știu ce este. Dacă mă duc în sus spre fabrică de lemn, mă duc aici. Mă duc și la fermă. Să găsim piesele care ne trebuie. Dacă rămân salvate. Dacă nu rămân salvate, e o problemă pentru că aici e un bug la joc și nu se mai poate face nimic și o să lăsăm aici seria și o să încep altă serie. Dacă se poate, continuăm seria și o terminăm și după aceea vedem ce mai jucăm. Bun, până data viitoare, băieți, v-am salutat. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o. Pa, pa!